Cu lista cu străzile și traseele stabilite, dar și cu soluția dezinfectantă pregătită, angajații din cadrul primăriei Slatina s-au mobilizat și duminică pentru a continua acțiunea de igienizare. Bulevardul Aicuza, dar și străzile Libertății și Primăverii au fost primele pe care au intervenit echipele de dezinfecție. Aicuza, zona dintre magazinul Oltul și Poștă, zona Vâlcea, partea stângă și străzile Primăverii și Libertății. Continuă dezinfecția pe străzile Slatinei, angajații primăriei municipiului se află în acest moment pe strada Libertății. De aici se vor muta în partea de jos a orașului, unde vor continua să curețe și să igienizeze străzile orașului. Acțiunea se află la final. Un singur utilaj, două sau trei în același timp, au intervenit pe străzi și trotuare. Au fost spălate inclusiv băncile și intrările în bloc. Tot duminică seara, dezinfecția a continuat cu străzile Nicolae Titulescu, Oituz, Alea Viorelelor, Piteștii Vechi, Cornișei, Dealul Viilor, Carol I, Mărășești, Varianta Oituz, Caloianca, Jianu, Varipati, Malul Livezii, Nicolae Bălcescu, Vlad Țepeș, Cimitirului, Strehareț, Andrei, Sopot, Fundătura Sopot și Canal Sopot.